prin virtuțile lor, prin spiritul antreprenorial, prin viziunea progresistă, cumva au adus multe beneficii și pentru asta trebuie recuperați în... Sună pretențios, dar în panteonul istoric al regiunii Banatului și întregii regiuni central și est europene. În primul rând ar trebui să ne învățăm noi și generațiile care vin după noi cine au fost oamenii ăștia, de ce sunt importanți pentru noi, de ce merită să le păstrăm vie amintirea și să vorbim despre ei și să învățăm pe alții despre ei. Asta ar fi primul lucru. Este o familie care, Fredo, și poate a definit evoluția Banatului și, de fapt, a comunității românești, comunității sârbești, a definit clar evoluția regională în secolul XIX și început de secolul XX. Din păcate s-a stins, dar cred că patentase o rețetă care să aibă grijă cumva ca din prosperitatea lor totdeauna automat, reflexiv să dea și către comunitățile din jur, orice ar fi însemnat asta. Dacă ajungeau în Parlament, reprezentau feroce vocea comunităților din care veneau, dacă erau în teritoriu, încercau să vadă unde trebuie investit pentru ca comunitatea să meargă un pas înainte.